Și de sărbători, bradul de Crăciun din centrul Sucevei a fost înlocuit la doar o zi după ce a fost adus și montat. Deși e greu de crezut, bradul și podoabele luminoase nu s-au potrivit. Amănunte despre inedita decizie autorităților ne oferă acum Gabriela Mladin. Am găsit montat de o zi bradul care trebuia să fie mândria municipiului Suceava, a și fost dat jos. Are mai multe crengi lipsă, iar firma din Cluj care se ocupă de împodobirea lui a comunicat clar autorităților că nu este bradul potrivit. Din el lipsesc câteva crengi, iar luminile nu ar asigura efectul dorit din cauza unor goluri. Municipalitatea a anunțat că a făcut mai multe fotografii din toate unghiurile și pe care apoi le-a trimis specialiștilor care au considerat că bradul trebuie înlocuit. Așa că cei de la Direcția Domeniului Public din Suceava au dat bradul jos și au adus altul. Acum se va proceda la fel. Și dacă specialiștii de la firma care se ocupă de ornamente constată pe baza fotografiilor trimise de primărie că nu este bradul potrivit, este posibil să existe și a doua înlocuire. Brazii care nu cad pe viziunea celor care se ocupă de împodobire vor fi duși în alte zone ale municipiului. Aprinderea luminilor de sărbători în bradul de Crăciun și în oraș se va face pe 28 noiembrie de ziua Bucovinei.